Haideți să deschidem împreună Scriptura în seara aceasta la Evanghelia lui Luca, în capitolul 13 și să citim de la versetul 1 până la versetul 9. Evanghelia lui Luca, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 9. Haideți să ascultăm împreună cuvântul Domnului. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu -l găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt multe momente în viața noastră când ni se dă ocazia să reflectăm asupra vieții noastre și să ne analizăm din perspectiva creșterii noastre și apropierii noastre de Dumnezeu. Mă bucur așa de mult pentru cei care ați îndrăznit în seara aceasta să mărturisiți felul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și aș vrea să avem astfel de momente în care să stăm înaintea lui Dumnezeu. Azi suntem la un moment bun să privim înspre cuvântul lui Dumnezeu, apoi înspre viețile noastre și să aplicăm ceea ce Apostolul Pavel ne învăța în 2 Corinteni capitolul 13, versetul 5. Și spunea el, pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară doar dacă sunteți lepădați. Trebuie să recunoaștem în noi pe Hristos. Și nu alții, și alții trebuie. Dar în primul rând, eu trebuie să-L recunosc pe Hristos în viața mea. Eu trebuie să recunosc în viața mea domnia Lui. Prezența Lui. De aceea, în această zi, aș să privim pretextul acesta și în câteva cuvinte, având în vedere că e ultima zi din an, aș vrea să reflectăm puțin la viața noastră, la felul în care am trăit în 2017 și la anul care, dacă Dumnezeu ne dă viață cu sănătate, îl vom petrece împreună. Și dacă ne uităm cu atenție la ceea ce Domnul Hristos a spus în pildă aceasta, veți observa că contextul e unul interesant. Au venit unii la Hristos și au povestit despre niște tragedii care s-au întâmplat în, în, în Israel. Una în Galileea și una în Ierusalim. Și cumva au așezat ideea că oamenii aceia au meritat soarta aceea. Și în, ca un răspuns la această idee, Hristos vorbește și dă o pildă. Și cred că ați observat, personajele din această pildă sunt destul de, destul de vizibile. Grădinarul este Isus, vieru, e Hristos Domnul. Proprietarul grădinii este Dumnezeu. smochinul în înțelesul direct al pildei era Israel și noi astăzi. Cei trei ani de când stăpânul viei venea să caute la smochin, rod erau cei trei ani de când Hristos Domnul era în activitate și și-a început lucrarea în, în, în Israel. Cumva Dumnezeu aștepta după trei ani de activitate lui Isus Hristos să se întâmple ceva oamenii să reacționeze și să înțeleagă că Hristos este Domnul. Dar din potrivă nu s-a întâmplat așa. Și în această zi aș vrea să ne uităm la cuvântul acesta din Scriptură și să înțelegem din el trei adevăruri la care să reflectăm și în 2018 și în seara aceasta. Și primul lucru care vreau să îl subliniem este că protecția și integritatea fizică nu sunt meritul nostru, ci harul lui Dumnezeu. Faptul că ești aici și ești integrul din punct de vedere fizic, că ești uh, mântuit, salvat, că ești în prezența lui Dumnezeu, că ai tot ce trebuie, nu-i meritul tău, ci harul lui Dumnezeu. Vă spuneam că au venit oamenii aceia la Hristos și i-au istorisit tragediile acelea. Acei oameni pe care Pilat i-a omorât în timp ce aduceau jerfe și-a amestecat sângele jerfelor cu sângele lor. Un masacru. Apoi au vorbit despre niște oameni peste care s-a răsturnat o clădire, turnul din Siloam, și au murit 18 oameni în momentul acela. Și au sugerat ideea, vă spuneam, că oamenii aceia au meritat. Și Hristos Domnul îi zice, nu, n-au fost mai răi decât voi, n-au fost mai păcătoși decât voi, ci pentru că voi sunteți aici sau se datorează, faptul că sunteți aici se datorează, nu faptul că sunteți buni ci pentru că Dumnezeu a fost bun cu voi. Dacă suntem aici, dragii mei, în seara aceasta, nu-i meritul nostru, ci bunătatea lui Dumnezeu. Amin? Aș vrea să privești anul 2017 ca un an în care Dumnezeu a fost bun cu tine. Dumnezeu a fost bun cu tine. De aceea în această zi tendem laudă pe Domnul. Nu ești aici pentru că ești mai bun. Nu s alții mai păcătoși decât noi. Nu s alții mai răi decât noi, nu. Ci față de noi, Dumnezeu și-a arătat îndurarea. De aceea lăudăm numele Lui în această zi. Evrei, ca mulți dintre noi astăzi, credeau în principiu retribuției. Și anume, dacă ești păcătos, Dumnezeu te pedepsește. Dacă ești bun, Dumnezeu te răsplătește. Nu se poate să fii bun și să treci prin necazuri. Întreaga carte Iov, dacă vă uitați cu atenție în cartea Iov, e principiul ăsta. Iov era sub, uh, în necaz, sub apăsarea lui Dumnezeu și vin prietenii lui și îi spun, auzi Iov, tu ai păcătuit. Și Iov zice, nu, n-am păcătuit. Și toată cartea e dialogul acesta, în care prietenii îi spun, nu Iov, tu ai păcătuit. Și Iov zice, n-am păcătuit, sunt drept în fața lui Dumnezeu. El care, dacă mă judecă, va vedea că sunt neprihănit. De aia îndrăznește Iov să vină în fața lui Dumnezeu, spune, Doamne, sunt fața ta, îți drept, judecă-mă. Dar Principiul acesta nu e unul biblic. Să știți să se întâmplă ca oamenii buni să sufere. Se întâmplă ca oamenii lui Dumnezeu să aibă necazuri. Se întâmplă ca oamenii lui Dumnezeu să treacă prin tragedii. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu e un Dumnezeu care îngăduie toate lucrurile conform planului său. Dacă cineva dintre noi e necaz, nu înseamnă că e mai păcătos decât noi, că e mai rău decât noi, nu, nu, nu ci Dumnezeu a îngăduit în viața lui. Și dacă Dumnezeu ne-a ferit pe noi de necazuri, de probleme, e pentru că Dumnezeu, în îndurarea lui, a hotărât să fie bun cu noi. Dacă ai ajuns la finalul acestui an, nu-i meritul tău, ci bunătatea lui Dumnezeu. În ultimele două săptămâni m-am uitat cu stupoare la două tragedii. Era la Oradea în urmă cu vreo trei săptămâni, dacă nu greșesc, nu, Ba da, de urmă trei săptămâni a, a fost un eveniment public cu toate bisericile din oraș, bisericile biserici pendicostale, a predicat un frate, și a doua zi am aflat despre el că a murit, la o vârstă destul de tânără, am spune noi, undeva în jurul vârstei de 40 de ani. A trecut. A făcut infart și s-a dus. A fost el mai rău decât noi? Nu. Zilele trecute mă uitam și am citit despre frat, păstorul de la Biserica Muntele Sionului din Baia Mare. Fratele Tudoran, a plecat. S-a dus. Așa, dintr-o dată. A fost mai rău decât noi? Nu. Frații mei, că suntem aici în seara aceasta, e bunătatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim în felul ăsta. Nu sunt alții mai răi decât noi, ci noi experimentăm în această seară bunătatea lui Dumnezeu. Dacă te întreb cum arată bunătatea lui Dumnezeu, că ești aici, e bunătatea lui Dumnezeu, că ai avut ce să mănânci în această zi, bunătatea lui Dumnezeu, și aș vrea să privim în felul ăsta. Amin? În Psalmul 103 zice versetul de la versetul 10, Psalmul 103 începând cu versetul 10, zice psalmistul așa, că Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți și își aduce aminte că suntem pământ. Dacă Dumnezeu ar fi intrat la judecată cu noi în seara asta și ne-ar judeca Dumnezeu și ne-ar lua Dumnezeu la judecată așa, să ne ia Dumnezeu pas cu pas, câți credeți că am stat în picioare? Spune psalmistul în psalmul 130, versetul 3 și 4, Doamne, dacă ai păstra, aduce la mintea fără de legilor noastre, cine ar putea sta în fața ta? Cine ar putea să ridice capul în fața ta, Doamne? Nimeni. Dar în seara aceasta noi experimentăm bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu și în această zi umple țirima de laudă. Și spune, Doamne, te laud! Te laud, Doamne, în seara asta că față de mine ți-a arătat îndurarea. Ăsta e adevărul pe care vreau să-l ții minte acum la final de 2017. Protecția și integritatea nu le meriți, ci har. harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să te porți cu aceste bunuri de valoare în felul ăsta. Să-ți ridici inima și mâinile spre Domnul seara asta când ne vom ruga la final. Să spui, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai ocrotit. Îți mulțumesc că m-ai purtat de grijă. Cred că fiecare din voi în anul care a trecut ați experimentat momente în care puteau să fie fatale. Fie momente în care ați evitat accidente, fie accidente la locul de muncă, fie lucruri în viața voastră, atâtea, atâtea momente în care Dumnezeu ne-a ocrotit într-un mod supranatural. Eu pot mărturisi cu toată inima în această zi, Domnul mi-a purtat de grijă. Eu nu mi-aș fi putut purta de grijă. Famile noastre, vă spuneam, eu mă uit cu atâta... Cu atâta să mă simt depășit. Nu pot să-mi ocrotesc copiii. N-am cum să-i protejez. Cel care protejează e Dumnezeu. Oricât de mult mi-aș dori, mă uit în fiecare zi în casă câte accidente se pot întâmpla la fracțiuni. Și văd cum mâna lui Dumnezeu îi ocrotește și laud pe Domnul în seara asta pentru bunătatea lui. Laudă-l și tu. Amin. Primul adevăr, protecția și integritatea noastră, fizică, psihică, spirituală, sunt harul lui Dumnezeu. Asta învățăm. Cei care au murit atunci n-au fost mai răi decât ceilalți. Cei care au avut necazuri și accidente anul ăsta, care au plecat la Dumnezeu anul ăsta, n-au fost mai răi decât noi. Și față de noi, Dumnezeu și-a arătat îndurarea. Al doilea lucru la care vreau să medităm este că rodirea nu e facultativă, ci obligatorie. Ascultați ce spun versetele 6 și 7. El a spus pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ta el la ce să mai cuprindă pământul degeaba. Este un mare har să fii plantat în ograda lui Dumnezeu, să spun așa. Să fii mântuit, să fii parte din împărăția lui Dumnezeu. Și nu-i meritul tău, ci bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă ai ajuns să fii aici, sensul pentru care Dumnezeu ți-a schimbat viața este să rodești. Să rodești. Să se întâmple în viața ta, să produci roadă pe care Dumnezeu o așteaptă. Intrarea în mântuire, dragii mei, este prin har. Nimeni de aici n-a putut plăti mântuirea și nu poate plăti. N-ai cum, Vă, dacă vă așeți aminte am predicat într-o duminică seara despre pilda robului nemilostiv. Și vă spuneam atunci că Domnul Hristos exagerează într-un mod voit. El spune 10.000 de galbeni. Și vă spuneam atunci că 10.000 de galbeni sunt contravaloarea a 60 de milioane de dolari. Un om, în vremea Domnului Hristos, să lucreze în fiecare zi, zi de zi, 365 de zile din 365. Știți câți ani trebuiau să plătească datoria asta? 121 de mii, cam așa ceva. Deci, imposibil. Și Domnul sugerează că asta e datoria pe care noi o aveam de plătit lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a iertat. Mântuirea e prin iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mântuirea în dar, prin harul lui, prin bunătatea lui. Dar ca să rămâi în mântuire, Dumnezeu așteaptă rodă. Dumnezeu așteaptă rodă. Și ce fel de roadă așteaptă Dumnezeu? Și dacă vă uitați în scriptură, veți, observi, veți observa că Dumnezeu așteaptă și este menționate în scriptură câteva, câteva roade. Și prima roadă pe care vreau să vă amintesc în această seară este roada neprihănirii. Filipeni, capitolul 1, versetul 10 și 11 ce spun astfel. Filipeni, capitolul 1, versetul 10. Și Biblia spune așa ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua al venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii prin Isus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi, dragii mei, să rodim în neprihănire, în sfințire. Vreau să te întreb ceva, dragul meu. În anul 2017, ai lucrat ai rodit roada neprihănirii. Ești un om separat de păcat, un om care s-a luptat să stea departe de tot ce e păcătos, care a alungat din viața lui orice viciu. Dumnezeu așteaptă de la noi să creștem în neprihănire, să devenim oameni mai asemănător lui Isus Hristos, sfințindu-ne viața. Știți că standardul lui Dumnezeu e unic și spune cuvântul scripturii, fiți sfinți? Că ce eu sunt? Sfânt. Standardul sfințeniei noastre e standardul pe care îl impune Dumnezeu, nu societatea. Societatea zice, oi, bine și așa. Dumnezeu zice, ăsta e standardul. Sfințenia. Și mai mult de atât, Sfânta Treime, Biserica lui Dumnezeu, Sfințenia este podoba bisericii. Dacă avem vreun juvaier de mare preț al bisericii, asta e Sfințenia. Cu cât vom fi mai sfinți, cu atât Biserica lui Hristos va străluci mai tare cu atât vom fi mai aproape de Domnul, cu atât se va vedea mai clar că noi suntem oameni lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 22, și așa de mult îmi place cuvântul acesta. Roman, capitolul 6, versetul 22, spune Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața când ne-am lipit de Hristos, când ne-am dezropit de lume și am devenit robea lui Dumnezeu, trebuie să rodim ceva. Ce? Sfințirea. Și vreau să te întreb ceva, reflectează asupra vieții tale. Nimeni nu se poate băga aici. Ești tu și Dumnezeu. Ai rodit sfințire în anul 2017? Dumnezeu te-a căutat și a căutat rodul ăsta în viața ta. Îl ai? Te-ai apropiat de Dumnezeu sfințindu-ți viața căutând să dai afară din viața ta orice lucru care te domină, probabil ca cei mai mulți dintre noi au probleme cu vorbele spuse în plus. Te-ai luptat? Te ai impus să fii un om care vorbește ce trebuie? Poate ești un om care nu ești cumpătat. Te-ai luptat să te stăpânești pe tine însuți? Eu nu știu care sunt lucrurile cu care te lupți, dar vreau să te întreb ceva. Ai înaintat în lupta ta cu aceste lucruri? iubiți mei, viața de creștini e o luptă și o luptă cu noi înșine în primul rând și apoi cu altcineva. Vreau să te întreb, ești biruitor în lupta cu tine însuți? Spune pro... cartea proverbelor că cine se biruiește pe sine este mai mare decât cel ce stăpânește cetăți. Cine se biruie pe el e mai puternic decât cel ce biruie pe alții. Să birui pe alții ușor, să te birui pe tine e adevărata luptă. Dumnezeu așteaptă de la noi roada neprihănirii. Al doilea fel de roadă care l-așteaptă Dumnezeu este roada Duhului. Și dacă vă uitați cu atenție în Galaten, capitolul 5, versetul 22, veți vedea că roada Duhului sunt de fapt trăsături de caracter pe care Duhul Dumnezeu le implentează sau le așează în caracterul nostru. Știți cum se face un altoi? Ați văzut vreodată cum se face un no, altoi? Știți și un altoi? Altoi e un moment în care într-un corcoduș, dau un exemplu, într-un pont sălbatic, Pui un alt pom, poți să pui mărgutui, poți să pui, uh, uh, nu mai știu ce alte, cred că cireș, poți să pui încă, nu mai sunt câteva. Și știți cum se întâmplă? Se taie bucată și acolo se pune altoie. Și de acolo încolo pomul hrănește noua ramură. Așa face Dumnezeu cu noi, altoiește noi roada Duhului. Și trebuie să o dezvoltăm în viața noastră, Vreau să te întreb ceva. Ai dezvoltat roada Duhului în anul 2017? Și vreau să vă aduc aminte pe scurt. Roda Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Uite-te în viața ta, le-ai dezvoltat? Și vreau să spun ceva. Cu roada Duhului e matematică simplă. De la 1 la 10 ia fiecare trăsătură și vezi, o ai? scară de la 1 la 10, cum e în viața ta? Dragostea, ești un om care iubește? De la 1 la 10, simplu, analizează viața, cum ești aici? Sau ești un om egoist, preocupat numai de tine, de interesele tale? Sau ești un om care iubește și a, pe alții, interesat de preocupările celorlalți? Că iubirea, dragii mei, e faptică. Eu vă pot zice, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, dacă pe mine mă, mă, preocupă doar lucrurile care mă interesează pe mine. E poveste. Așa și în familie. Îi spun te iubesc, te iubesc, dar nu mă interesează ce vrea, ce gândește. Asta e egoism. Cum ești? Iubești? Bucuria. scară de la 1 la 10, cum e? N-aș vrea să notez eu după cum o văd aici din față. Cred că e mai bine de atâta. Îmi datorați zâmbete. Vreau să spun, asta e datoria dumneavoastră. Altceva nu-mi datorați, dar zâmbetele mi le datorați la biserică. Eu vă zâmbesc, zâmbiți-mă înapoi. Măcar atâta. E o chestie de, de echitate. Dacă vă zâmbesc, zâmbiți-mă înapoi. Cum stai cu bucuria? Ești un om care te bucuri? Sau ești în fiecare zi față, poți să mă te când mă la tine, în vie să mă întorc să mă uit spre alții? Pacea. Ești un om care are pace? Sau tu ești la stresat în continuu, nu știi ce va fi, pică bursa, scade lira. Ai pace. Și simplu, ia mă soară în viața ta. Ai aceste lucruri în viața ta, le dezvolți. Efeseni, capitolul 5, de la 10 la 13, spune Apostolul Pavel și vreau să ne uităm la acest cuvânt. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările și ascultați, neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, o sândițile. Versetul 13, căci, versetul 12, că ce rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Sunt niște lucruri, niște fapte neroditoare. În momentul în care în viața ta dai voie să pătrundă lucrurile întunericului și observați în Galaten capitolul 5, veți vedea care sunt faptele și roadele firii pământești. Când lucrurile alea pătrund în viața mea, știi ce se întâmplă? Usucă roada Duhului. Când în viața mea pătrund de egoism, lăcomie, mândrie și alte lucruri de felul ăsta, roada Duhului se usucă și pătrund în viața mea și devin neroditor. Ai rodit în anul 2017 roada Duhului? Spuneam, Dumnezeu așteaptă roada de la mine. Ce roadă? Roada neprihănirii. Roada Duhului. Și mai este ceva. Roada Luminii. Dacă vă aminte, Dumnezeu ne vorbește în Scriptură, în, Ion, în Matei capitolul 5, de la 14 la 15, și ne zice așa, voi sunteți Lumina Lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n aprind lumina ca să pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ci luminează tuturor celor din casă. Voi, dragii mei frați, sunteți lumina lumii. Vreau să vă întreb ceva. În anul 2017 ați adus roadele luminii. Și care e roada luminii? Oameni convertiți. Asta e roada luminii. Atunci se vede că eu cu adevărat luminez. Când oamenii din jurul meu sunt cuceriți de lumina pe care o împrăștii. Spunea fratele Vumbran, și să știți că îi dau dreptate aici, creștinismul e ca și gripa. Dacă noi ia nimeni de la tine, nu ești creștin. Așa de, așa de, puternic e creștinismul, e ca un virus. Când ești gripat, toată lumea nu vrea cu cine. De ce? Știe că să ia. E darnică gripa, ea pucă pătăți. Așa e și creștinismul, el se ia. Devine, uh, și îmi place așa de mult cum spunea Calvin, că harul e irezistibil. Când aduci un, pe un om în, în, în contact cu dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu e irezistibilă pentru om, nu se poate controla, omul are nevoie de asta. Vreau să te întreb câți oameni au fost luminați de tine, de cuvânt, în anul 2017. astea sunt roadele pe care le așteaptă Dumnezeu. Pretenția legitimă a lui Dumnezeu, dragii mei frați, este să fructifice investiția făcută în noi. Dumnezeu a investit în noi și investește în noi în fiecare zi. Și e logic ca Dumnezeu să scoată investiția. Dragii mei, să știți că Dumnezeu e un investitor bun. Dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că Dumnezeu e un investitor bun, nu un investitor neînțelept. Dumnezeu investește și așteaptă rod. Vă aduceți aminte, Domnul Hristos spunea în pilda ispravnicului, cui s-a încredințat mult, îi se cere mult. Nu cui s-a încredințat mult nu i se cere nimic, ci cui s-a încredințat mult, cine a, în cine a fost investit mult, acela are de dăruit înapoi mult. Și, dragii mei frați, noi suntem oameni în care Dumnezeu a investit enorm. Amin? Uitați-vă la noi, la viața pe care o avem, la felul în care Dumnezeu lucrează în viața asta. În noi Dumnezeu a investit și așteaptă rod. Cât ai rodit în anul care a trecut? Dumnezeu nu este preocupat de realizările noastre omenești, este bune, este importante, dar nu se preocupa lui Dumnezeu. Și în seara aceasta Dumnezeu se uită la rodă, la rodă. Vă aduc aminte de un cuvânt din Scriptură, în Matei, capitolul 21, versetul 18 și 19, spune cuvântul scripturii, că în săptămâna aceea ultimă a vieții lui Hristos, ieșind într-un moment din cetate, a văzut un smochin care avea frunze, avea tot ce era necesar și a mers să-l caute de rodă. Dar roadă? N-avea. Și spune cuvântul Sfântului că Hristos Domnul l-a blestemat și a zis în veci să nu se mai fie rodă în tine și pe loc smochinul s-a uscat. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă roadă. Dumnezeu nu e impresionat de, coronatur, de corona frumoasă a noastră. Suntem smochini cu coroană frumoasă, cu lucruri frumoase care ne împodobesc. Nu asta îl interesează pe Dumnezeu, ci roada. Cât ai rodit? în anul 2017. Răbdarea lui Dumnezeu, dragii mei, e ultimul lucru pe care vreau să vi-l transmit. Este limitată. Dumnezeu ne dă protecție și siguranță și integritate prin har. Dumnezeu așteaptă să rodim, asta e pretenția lui, dar mai este un lucru. Dumnezeu așteaptă limitat. Răbdarea lui Dumnezeu este limitată. Citim în versetul 8 și 9 următoarele cuvinte. Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta și să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei? Un adevăr foarte important pe care îl deducem din pilda Domnului Isus, Cu toate că era vremea ca smochinul să rodească, Smokinu este un copac care rodește în al doilea an de la plantare. După ce este în al doilea an de când a fost sădit, smochinul trebuie să intre pe rod, să rodească. Stăpânul ogorului a așteptat doi ani, am văzut că nu rodește. A mai așteptat un an. Al treilea an. Era momentul ca smochinul să aducă rod. Și stăpânul face tot ce e necesar să aducă smochinul rod. A făcut totul. Și cu toate astea, n-a rodit. Și Dumnezeu așează în dreptul lui o sentință. Dacă nu, rodește. Taie. Și spune cuvântul Scripturii că atunci grădinarul a intervenit și a spus, stăpâne, mai lasă-l un an. Poate anul ăsta. Dacă ne uităm în viața noastră, vom observa că Dumnezeu a creat în viața noastră tot cadrul ca să rodim. Uită-te în viața ta. A făcut Dumnezeu tot ce e necesar pentru tine ca să rodești? Și sunt convins că alături de mine poți să spui, da, Dumnezeu a făcut totul. În anul 2017, cel puțin aici la Biserica Sfânta Trăime, ați auzit cuvânt din belșug din partea lui Dumnezeu. Ați avut parte de închinare frumoasă în prezența lui Dumnezeu. Am fost oameni care am experimentat prezența lui Dumnezeu în viața voastră personală. Ați văzut minunile lui Dumnezeu. Mulți dintre voi mi-ați povestit intervențiile lui Dumnezeu în viața voastră. Dumnezeu a făcut tot. A creat tot cadrul necesar pentru a rodi, pentru gloria lui. Dacă nu am rodit, nu este pentru că Dumnezeu n-a făcut suficient, n-a investit suficient, ci pentru că nu am vrut. Cu toate că Dumnezeu este bun, dragii mei, aflăm din textul de azi că răbdarea lui Dumnezeu este limitată, că Dumnezeu nu întinde la nesfârșit răbdarea. Răbdarea lui Dumnezeu are un punct terminus. Dumnezeu oferă una. Două, trei, 10, 20 de șanse, nu știu câte. Dar Dumnezeu are un punct în care oprește răbdarea. Dumnezeu are un moment în care oprește răbdarea. Te așteaptă Dumnezeu, înțelege Dumnezeu contextele vieții tale. Dumnezeu e un Dumnezeu care oferă și rabdă și așteaptă. Dar iubiții mei, Dumnezeu nu așteaptă la nesfârșit. Oricine abuzează de răbdarea lui Dumnezeu se va întâlni față în față cu mânia și judecata lui Dumnezeu. Cine încearcă să întindă răbdarea lui Dumnezeu la nesfârșit, se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 1, versetul 18, ce spune cuvântul Scripturii că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necistire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care năbușă adevărul nelegiuirea lor. Să știți că Dumnezeu are o vreme în care oprește răbdarea. Și n-aș vrea să te speri în seara aceasta, dar vreau să spun, nu poți să rămâi la nesfârșit un creștin neroditor. Dumnezeu te caută de rodă. În anul 2017 îmi imaginez că în seara asta Dumnezeu se apleacă spre fiecare din noi și se uită. La ce am rodit în anul ăsta? Ești un creștin cu rodă sau un creștin golit de orice rodă? Spune cuvântul Siturii în Matei, capitolul 3, versetul 10. Iată că securea a fost, a fost și înfiptă la rădăcina pominor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. În ce an ești? Al doilea an? Al treilea an? De când așteaptă Dumnezeu să rodești? De când? De când Dumnezeu îți creează cadrul necesar, schimbi odată viața. Să începi odată să așezi rod în viața ta. Să crească rod în viața ta. Nu doar să auzi, ci să practici în viața ta. Roda neprihănirii, roda Duhului, să fie o lumină pentru alții. Iubiții mei, în anul ăsta am predicat de atâtea ori în Biserica Sfânta Treime. V-am adeverit atâtea lucruri, vreau să vă întreb ceva. Și pentru voi fiecare și mă îndrept, în, în dreptul meu îmi spun. Cât am făcut din ce am auzit? Cât am practicat? Cât am rodit? Roada care o așteaptă Dumnezeu de la tine e să te sfințești, să fii mai sfânt. Ești? Dumnezeu așteaptă ca în viața ta să se cultive roada Duhului. Este mai mult din Duhul, din roada Lui în viața ta și să fie o lumină. Ești? Ești lumină? În seara aceasta vreau să te provoc să te rogi și să te gândești. N-ai vrea să-i promiți lui Dumnezeu că din seara aceasta vei începe să aduci rod. Doamne, prelucrează-ne, dar vrem să aducem rod. Mie îmi place pomii cultura. Este una dintre pasiunile mele ascunse. Acasă, la părinți, avem mulți pomi. Și eu sunt cel care îi tunde, îmi place să-i tund Anul ăsta nu știu dacă o să mai apuc, dar cel puțin până anul ăsta eu i-am făcut Și este un lucru interesant, aveam un cireș în grădină Un cireș imens, frumos, frunze, ramuri, este o, o splendoare Dar nu făcea o cireasă, una nu făcea Anul 1, anul 2, tata o zis, mă, tai el că nicio speranță de la asta și am zis, cum să-l tai de mai frumusețea de cires? Am așteptat atâta timp după el. Cum să-l tai? Și am apucat să citesc ce se pot face cu ciresul ăsta. Mi era... Mă rupea inima să-l tai, să dau cu el așa. Atâția ani am așteptat după el. Și am citit un lucru interesant. Că atunci când un pom nu face rod, să-i faci o rană. Să iei un cui din ăla sănătos, un piron, și să-l bați în unghi Atunci copacul va fi golit de sevă și va fi provocat să lucreze. Să-i faci o rană. Iubitul meu, eu nu știu ce mai aștepți tu ca să rodești. Ești frumos, Dumnezeu a investit, coroană frumoasă, frunze frumoase, dar rod. Și dacă n-ai rod, să știți că metoda lui Dumnezeu e asemănătoare. Dumnezeu rănește. Și n-aș vrea ca Dumnezeu să vină la tine în anul 2018, să fie nevoit, în loc să te îngrijească, să-ți provoace rană. Suferința, să știți că ne învață multe lucruri, dar n-aș vrea ca suferința să fie metoda lui Dumnezeu pentru a rodi. Și aș vrea să fie în viața noastră hotărâre în seara aceasta. Amin? Aș vrea în seara aceasta să hotărâm în fața lui Dumnezeu că vom rodi. Și aș vrea să ne aducem aminte de promisiunea de dimineață. Doamne, toată Biblia și doamne, măcar în suflet. N-ați vrea să ne rugăm pentru lucrul acesta seara asta? Vă provoc să ridicăm în picioare și să ne rugăm. Iar apoi pentru noi toți voi mulțumi Domnului. Amin.